minori au ținut să-și manifeste recunoștința pentru înfăptuirile democratice ale guvernului. În această zi i-au prezentat guvernului și prin aceasta țării produsul muncilor suplimentare benevole. Locomotive, vagoane, cisterne, trenuri întregi au ieșit din uzine ca un simbol al muncii în libertate, făcută cu dragoste și devotament pentru a fi dăruite patriei în reconstrucție. Material s-a făcut în Gala Filaret, în cadrul unei solemnități care s-a desfășurat în prezența membrilor guvernului și a conducătorilor muncitorimii. Cuvântările rostite de delegații muncitorii, care au predat aceste daruri guvernului, a luat cuvântul domnul prim-ministru dr. Petru Groza, care a spus printre altele: în numele guvernului pe care îl prezidez, mulțumesc din toată inima acelora care au muncit pentru a făuri aceste daruri și a le dărui nu guvernului, ci prin guvern însăși poporul. Parcuri și stranduri unde muncitorii se bucură de razele binefăcătoare ale soarelui. În zilele de sărbătoare se organizează excursii în regiunile pitorești ale țării. Copiii muncitorilor respiră în voie aerul curat al munților și cercetează natura. Spre bucuria copiilor, Moș Martin se declară prietenul lor. Casele de odihnă la munte și mare sunt la dispoziția celor ce muncesc. Ministrul Industriei și Comerțului, Gheorghe Gheorghiu Dej, inaugurează casa de odihnă de la Carmen Silva a ceferiștilor. În stațiunile climaterice și balneare s-au organizat numeroase colonii pentru copii. Pentru cinstirea zilei de 8 martie, Ziua Internațională a Femeii, în București, ca și în toată țara, femeile muncesc cu mai multă râvnă, cu mai multă însuflețire, contribuind astfel, prin întreceri în producție, prin muncă voluntară și ridicarea continuă a producției, la reconstrucția țării. O casă de mode din capitală își prezintă noile modele.
sala Savoy din capitală s-a ținut o mare adunare a femeilor în cadrul căreia au fost dezbătute problemele pe care delegația română urmează să le discute la Congresul Feminin Mondial de la Paris. După ce au vorbit reprezentantele diferitelor organizații feministe, în numele femeilor din fabrici, uzine și birouri, a luat cuvântul doamna Ana Paucăr, membră în Comitetul Central al Partidului Comunist Român. Ion Antonescu, fost mareșal, fost conducător al statului român și fost președinte de Consiliul de Ministri în vârstă de 63 de ani, ultim domiciliu în Comuna Băneasa Ilfov, în prezent arestat pe baza jurnalelor de Consiliului de Ministri, numărul 188 și 189 din 1945. În ce împrejurări ați ajuns la formarea guvernului cu Horia Sima în 6 septembrie 40? În scurt, să ne expuneți împrejurările. Am ajuns la formarea guvernului cu Horia Sima pentru că Horia Sima reprezenta baza politică a țării în acele momente. Toată țara se manifesta pentru regimul legionar. Dumneavoastră, cum ați ajuns la concluzia că baza politică va putea fi dată de guvernul? Prin manifestările anterioare și prin manifestările ulterioare care au avut loc în toată țara după însărcinarea mea cu formarea guvernului. La însărcinarea mea cu formarea guvernului am vrut să fac guvern național și n-am putut să reușesc. L-am făcut numai în pat. Guvern de Uniune Națională. Da. De ce n-ați putut reuși să faceți guvern național? Guvern de Uniune Națională. Guvern de Uniune Națională, da. Pentru că nu am găsit înțelegere la toată lumea. Am făcut un apel la unirea tuturor pentru ca să salvăm neamul și au fost foarte puțini care au răspuns. Da. Și toată lumea avea frică de legionari. Era o poltronărie generală. Bine, și atunci au acceptat cu totul să formați, din moment dumneavoastră v-ați adresat lor. Cum de-au acceptat atunci, refuzând colaborarea cu dumneavoastră, cum au acceptat ca dumneavoastră să formați guvernul cu legionarii când spuneți că le era frică de legionari? Domnule președinte, am depus mandatul Maestății sale regelui de 4 ori, în 2 zile. Da. Și regele mi-a spus, nu am altă soluție, trebuie să scap țara de catastrofă. Și în condițiunile astea am acceptat. M-am dus la toți șefii de partide care erau cunoscuți și acei care se manifestau și toți au refuzat cerând abdicarea regelui. N-au vrut să discute programul de guvernământ. După ce s-a format guvernul, după ce am abdicat regele Carol, atunci m-am adresat din nou și mi-a pus la dispoziție personajii din grupările politice respective, însă nu mi-au dat concursul direct. În guvernul din 6 septembrie, ce personaje vi s-au dat și din ce grupări mi s-au dat? Mi s-a dat de la liberali 5-6 persoane, acelea care au intrat în guvern și care au deținut funcțiile economice ale guvernului. Domnul Maniu mi-a oferit două persoane pe care le-am găsit neserioase și le-am refuzat. Ce persoane v-au oferit? Mi-a oferit pe domnul Mihai Popovici și pe domnul Aurel Dobrescu. Da. Pentru guvernul din 6 septembrie? Pentru guvernul care trebuia să-l formez de Uniune Națională. Da. Și în aceste împrejurări ați format guvernul cu legionari. Aveați și alte elemente? Aveam și alte elemente. Am format guvernul cu oamenii care mi s-au pus la dispoziție și cu militari. Și am dat legionarilor minimum posibil ce puteam să dau. Au fost discuțiuni foarte violente. Au fost un schimb de scrisori între mine și Horia Sima, pe care dumneavoastră le-ați găsit, desigur, la toate dosarele și sunt publicate în cartea pe marginea prăpastii și am fost forțat să fac aceasta. Altfel, dacă mă retrăgeam, țara toată intra pe mâna legionară și cu consecințele care decurgeau din asta. Nu este cazul să intru în
Da. Am anunțat. Legăturile dumneavoastră cu legionarii erau anterioare date de 6 septembrie și în ce constau aceste legături? Domnule președinte, eu n-am fost un om politic. N-am fost înregimentat niciunui sistem politic. Am fost omul țării pe care am considerat-o totdeauna și deasupra monarhiei și deasupra partidelor politice. Eu am fost chemat de regele Carol pentru ca să mi se încredințeze o înaltă funcție în stat în 1933 și cu ocazia aia am discutat toată problema statului. Pentru că am spus, nu se poate să vă formeze o armată sănătoasă într-un stat bolnav. Dar am să vă întreb lucrul următor. Atunci cum se explică că dumneavoastră, în toată atitudinea, în toată conduita politică pe care o imprimați, în discursurile pe care le țineați chiar în Consiliul de Ministri, în ordinele pe care le dați, lăsați să întrevadă această campanie contra Rusiei încă din noiembrie, de la începutul guvernării dumneavoastră. Domnule președinte... Din moment ce nu aveați asigurările germane, da. Domnule președinte, nu am să neg că n-am avut intenția de la început ca să reconstitui granițele țării. Toate granițele țării. Misiunea mea era aceasta, dată de poporul românesc. Și n-aș fi venit la conducerea neamului românesc dacă granițele n-ar fi căzut. Pentru că eu n-am nici partid politic, n-am nici avere și nici n-am avut intenția să fac partid politic și să fac avere și nici n-am făcut. Între ziua rebeliunii, dumneavoastră ați mai avut o întrevedere cu Hitler în ianuarie. O întrevedere am avut. O întrevedere, da. Ce s-a discutat acolo din punct de vedere extern și cât și situația internă din țară? Domnule președinte, am fost chemat în ianuarie după ce anunțasem pe domnul Horia Sima că mă adresez țării pentru ca să aleagă între linia sa și linia mea. Și a fost chemat și domnul Sima. Domnul Sima a refuzat în ultimul moment să meargă. Între timp, toată țara era alarmată de plecarea mea, pentru că spunea, dacă plec din țară, legionarii pun mâna pe conducerea statului. Și la toți le era frică de instaurarea regimului legionar la putere, la conducere, fără generalul Antonescu, care constituia o frână pentru ei. Și atunci n-am mai vrut să meargă în ultimul moment și am plecat singur. A fost înțeles cu Germania, sau nu a fost înțeles, sau înțeles numai cu SS-ul german, asta nu pot să o afirm, pentru că n-am avut niciodată niciun document în mână. Domnul Hitler a fost foarte supărat, a părut că este foarte supărat de refuzul domnului Horia Sima și mi-a spus, n-am să-l mai chem niciodată. Mi-a făcut o expunere a situației politice, internaționale. Întâi ați discutat situația internațională, în prealabil. Întâi ați discutat situația politică internațională. Cine? Dumneavoastră cu Hitler, în prealabil, ați discutat chestiunea politică internațională? În mod regulat. De câte ori mă duceam la Hitler, se făcea o expunere a situației internaționale de către domnul Ribbentrop. Jur, vă spune adevărul. Nu voi spune adevărul. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Propus în apărare. Vreau să vă pot una cu întrebările. Cu domnul mareșal Antonescu, la 5 septembrie 1940, atunci când domnul mareșal a fost însărcinat cu constituirea guvernului și dacă a discutat eventualitatea unui guvern de Uniune Națională. Da, domnul Martor, vă rog să-mi spuneți dacă v-ați întâlnit la data de 5 septembrie 1940 cu Ion Antonescu și dacă ați discutat eventualitatea formării unui guvern de Uniune Națională. N-aș putea să precizez dată, sigură. Da. Dar știu că înainte de formarea guvernului dumneavoastră, n-am avut prilejul să răbăt pe domnul Antonescu. Nu ați avut? N-am avut. N-am avut. Înainte de formarea guvernului, n-am avut prilejul să răbăt pe domnul Antonescu. Înainte de formarea guvernului, domnul Mihai Antonescu m-am cunoscutat. Și fiindcă îl cunoșteam pe domnul Manuel Econom, absolut bine informat și bine intenționat și deștept,
I-am spus așa în conversațiune, ca între altele, că poate ar fi bine dacă l-ar utiliza pe domnul Manuile, ceea ce ar fi sigur de folos pentru țară. Declar ședința publică deschisă. Tribunalul Poporului, pentru motivele care se vor vedea, în numele legii, în unanimitate hotărăște. Condamnă pe acuzatul Ion Antonescu de 64 de ani, fost conducător al statului, pentru crima dezastru țării și crime de război prevăzute de articolul 1 aliniatul A și B și articolul 2 aliniatul A, B, C, D, E, F, G, H, I, M, N și O. În legea 312 și sancționată de articolul 3, aliniatul 1, 2, 3, 4 și 5 în aceeași lege, să suferi pedeapsa cu moartea, care este pedeapsa cea mai gravă dintre pedepsele stabilite în conformitate cu dispozițiile articolului 1 din Codul Penal pentru fiecare crimă în parte, cum și la pedeapsa complimentară prevăzută de articolul 26.1 din Codul Penal de 10 ani de degradare civică. Ordonă în același timp confiscarea averii numitului în conformitate cu articolul 3 și articolul 16 din lege. Al 18-lea congres al Partidului Social-Democrat din România a fost precedat de o festivitate la Ateneul Român. Ședința de deschidere a avut loc în aula Facultății de Drept, unde au luat parte și delegații mai multor țări prietene, acest congres având misiunea de a contribui la făurirea unității politice și organizatorice a clasei muncitoare, la consolidarea democrației și de a răpi imperialiștilor instigatori de războaie orice putință de manevră și dezbinare în țara noastră.